foarte tare să ne regăsim împreună Facultatea de Teologie și celelalte facultăți din cadrul Universității din Oradea, în prezența lui Mihai Neamțu, scriitor, teolog, gânditor, filozof, om politic. Într-un moment de excepție, iată, săptămâna patimilor la frații romano-catolici, în ajunul săptămânii patimilor pentru noi ortodoxi, ne bucurăm să îl avem aici și ceea ce se dorește a fi această întâlnire este un dialog cu dumneavoastră, cu studenții, cu profesorii, cu personalul universității. Vom vorbi pe rând, pe scurt, domnul prorector Sorin Borza, pentru a îl întâlnina pe domnul Mihai Neamțu, părintele decan Viorel Popa de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, după care voi face, o să vă fac poftă cu câteva idei din această carte, o operă de artă, după cum vedeți, Iisus la Nicea, proaspăt ieșită de sub tipar și savuroasă în conținutul și esența ei. Și apoi, sigur, Mihai are bunăvoința să interacționeze cu voi. Simțiți-vă liberi, sunteți tineri, majoritatea, întrebați, sigur aveți frământări. Mihai este omul care să cuprinde o largă gamă de aspecte și de liniști tinerești și nu numai. Mulțumesc! Foarte pe scurt vă zic că din partea Universității din Oradea există deschidere pentru genul ăsta de întâlniri. Mihai Neamțu este invitat, practic, în interiorul unei serii de astfel de întâlniri. Eu consider că inteligenția există, spiritul există și în afara zidurilor universității. E bine să ne confruntăm cu el, pentru că uneori universitatea are dificultăți în cazul acestui tip de întâlnire. Ceea ce eu aș putea să vă spun aici despre Mihai Neamțu e destul de puțin. E, desigur, un intelectual suficient profilat. Dacă vă veți uita pe internet, veți găsi suficiente informații pe care nu simt nevoia să le reproduc aici. Ceea ce poate că merită să fie spus și motivul pentru care eu personal am insistat ca Mihai Neamțu, care își va prezenta cărțile și la Muzeul Țării Crișurilor după amiază, de cei care doriți, puteți să le revedeți și cu ocazia prezentării de la Muzeul Țării Crișurilor, mie mi se pare că a fost obligația noastră a Universității din Oradea, a mediului academic oradean, să insistăm ca el să fie alături de noi, pentru că el este o figură totuși specială. Sigur, găsim scriitori, găsim intelectuali, nu e niciun fel de problemă, ei au fost în vizită la noi la Universitate, ne putem întâlni cu ei. Dar mie mi se pare că Mihai Neamțu are un specific. El este un intelectual, să mi se scuze patentul neacademic, cu dublă cetățenie. Intelectual cu dublă cetățenie, în sensul precis în care el este și cetățean al Civitas Terrena, patentul este, bineînțeles, al Augustinian, dar în egală măsură și a Civitas Divina, cel puțin prin prisma CV-ului și a studiilor, pe care, cu siguranță, le-a făcut în condiții excepționale. Îi mulțumim că este alături de noi astăzi și, sigur, îi dăm cuvântul pentru că sunt convins, are multe de spus și vă aveți destul de multe de întrebat. Stimate domnule Mihai Neamțu, dragi colegi, stimați studenți, dragi invitați, voi fi foarte scurt. Vreau doar să-mi exprim gratitudinea pentru efort și pentru disponibilitatea domnului Mihai Neamțu de a fi astăzi împreună cu noi. Îmi exprim apoi mulțumirile public adresate Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei, pentru că ne-a acordat binecuvântarea pentru organizarea acestui eveniment. Îmi exprim mulțumirea față de conducerea Universității, în speță mă adresez acum domnului prorector Sorin Borza, care se ocupă de compartimentul Vizibilitate și Relații Internaționale și, în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc colegului Florin Tomoioară, pentru că am mijlocit această întâlnire cu domnul Mihail Neamțu. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și cred cu siguranță că întâlnirea de astăzi va fi un real succes. Mulțumesc! Foarte pe scurt, lucruri legate de activitatea lui Mihail Neamțu.
În primul rând, acum te afli într-un maraton național și internațional, aș spune. A început maratonul la Timișoara, a continuat la Iași, e aici la Oradea, merge la Turda, Cluj, Târgu Mureș și între timp a intercalat și o vizită în Seattle, în Statele Unite ale Americii, unde a lansat aceste cărți cu succes. Și nu te-a mușcat șarpele, cu clopoței, am văzut în Phoenix, cu altă ocazie, da. Este un om cu o educație, așa cum ne-am dorit poate mulți dintre noi, dublu licențiat în teologie și filozofie, în ordine inversă, filozofie și teologie, că contează cu ce încep ca să îți machează practic întreg destinul intelectual, absolvent de doctorat și de masterat în Anglia, doctoratul la Universitatea din Londra, masteratul la Universitatea din Durham, sub conducerea celebrului patronul bizantin Andrew Love, părinte anglican, convertit la ortodoxie. Nu e eurosceptic, nu are cum să fie eurosceptic cu un astfel de background. Traduce și vă las să vă descoperiți cărțile minunate pe care le-a tradus. Este scriitor, câteva titluri, e Bufnița din Dărâmături, Gramatica Ortodoxiei, Povara Libertății, da? Și, sigur, cărți de impact asupra tinerilor. Eu vă recomand în special Vârstele Iubirii, sigur, Iisus la Nicea, și o să vedeți de ce, pentru că e o îmbinare între erudiție și elanul acesta retoric pe care îl are, de convingere și de asemenea 7 ani în Occident, tot îmi vine să spun 7 ani în Tibet. Din fericire nu au fost în Tibet, au fost în Occident. Acolo unde a întâlnit mari personalități care l-au format, a intrat în catedrale, a unit cumva apusul Europei cu răsăritul Europei, profund rădăcinat în tradiția ortodoxă, deschis și spre celelalte confesiuni, dar deschis spre tot ceea ce are mai bun de oferit Europa. Scrie Visul României Mari, mă opresc aici cu enumerarea cărților, pedagog, formator, antreprenor. E foarte greu să vorbești în public dacă nu ai skill-urile necesare, abilitățile. Și Mihai are ce ne învăța pe partea aceasta de vorbire publică. Om politic, înființează Institutul de Istoria Religiilor, înființează Clubul Marilor Cărți, cu ocazia căruia este aici în Oradea și aș vrea să, foarte pe scurt, cartea este împărțită în 5 secțiuni, vă spun câte foarte puțin despre aceste secțiuni ale cărții. Are în vedere o treime cu care se luptă, o treime pe care o apără, Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și o treime împotriva căreia luptă nihilismul, ateismul și arianismul, poate în ordine inversă. Primul capitol, ateism global sau creștinism universal, rațiuni pentru a crede, ne oferă o serie de motive estetice, teologice, raționale, logice, pentru care trebuie și merită să credem în Dumnezeu. Pune această întrebare tulburătoare. Cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră v-ați adresat-o la un moment dat în viață. De ce existăm? De ce există lumea? De ce există ceva în general mai curând decât nimicul? Și vine și oferă răspunsul. Apoi, teologie metafizică și politică, Grigorie de Nisa versus Eunomia al Cizicului, doi titani ai Antichității, două minți, doi episcopi care au intrat într-un conflict, de partea căruia dintre ei credeți că se situează, sigur, de partea Sfântului Grigorie de Nisa, capadocian, își scrie lucrarea de masterat sub conducerea lui Andrew Love pe această temă și e în prelungirea, dacă înțeleg bine, a lucrării de masterat, acest capitol. Apoi, Tânărul pescar și momeala morții, cum a înfrânt Mesia răutatea lumii, e scurtă dogmatică scrisă, nu așa cum sunteți obișnuiți cu Părintele Stănilă, scurtă dogmatică vorbită, e scurtă dogmatică scrisă, excepțional, eseistic, așa cum e eseistic, e și ultimul eseu de aici, Când Iisus nu e Hristos, Evanghelia după Nicean.
cu siguranță că dacă n-ați citit, măcar ați auzit și v-a tulburat acest Iisus al meu, al lui Gabriel Ircianu de la Humanitas, și v-ați întrebat de ce nu Iisus al nostru, de ce nu Iisus al Bisericii, de când Iisus poate fi privatizat, particularizat. Și ne oferă suficiente rațiuni Mihai Neamțu pentru a crede că acest Iisus al domnului Ircianu este unul împăcălit și nu rezistă criticii biblice și raționale. Și în fine, Biblia Crezul de la Nicea, dosar filologic, ce face Mihai? Pune în paralel fiecare articol din Crez, așa cum îl știm noi, Crezul Niceo Constantinopolitan, rostit la liturghie, cu o sumedenie de versete care să arate că acele articole reprezintă, de fapt, Scriptura sintetizată. Și Crezul nu e ceva care a apărut ca o invenție a popilor, cum se mai spune, ca să îndoctrineze masele, ci reprezintă crezul apostolic, crezul bisericii primare. Cam asta în mare, așa, și vreau să vă citesc fragmente scurte. Primul merge într-o direcție, o să vă dați singur seama despre ce este vorba, și spune așa, are multe teme pe care le atinge. Vorbește despre religia fricii. Mulți suntem dominați de această religie a fricii. Spune, cu privire la situația de curând încheiată sau neîncheiată, statisticile sunt scripturile care trebuie interpretate exclusiv de reprezentanții guvernului. Deși fără o specializare în știința probabilităților matematice, am văzut politicieni cu păreri ferme despre trecutul, prezentul și mai ales viitorul evoluției epidemiilor virale. Semizeii știu cel mai bine ce avem noi de făcut cu trupurile noastre. Acceptarea unui anumit tratament medical primit ca Euharistia, o sfântă ungere, în rapeluri multiple. Controlul populației a ajuns să fie militarizat, iar subiecțiile recalcitranți au fost deferiți justiției pentru orice abatere de la norma seculară. Precum suveranul pontif, odinioară, autoritățile au putut emite și indulgențe, cum ar fi suspendarea unui lockdown pentru congrese de partid, concerte rock sau alegeri parlamentare. Cine s-a opus nu e decât un apostat, mai rău decât al vigenții catarii sau bogumilii evului mediu. Sigur că poți să fii sau să nu fii de acord cu Mihai, dar un zâmbet, măcar amar, tot îți lasă aceste afirmații. Și sinteza crezului sau personal și a cărții. Mă opresc. Biserica invită credința să converseze cu rațiunea, respectă și ocrotește natura, protejează viața fătului și inocența copiilor, cinstește femeia, încurajează bărbatul, onorează familia, ascultă îngerii barocului și scrutează frumusețea dincolo de orice granițe confesionale. Creștinii apreciază moderația, admiră atleții fecioriei, utilizează umorul, acceptă noutatea și studiază limbile moarte, îmbogățesc orașele prin superbe bijuterii arhitecturale, promovează decența, ocolesc pornografia. Aleg fraza șlefuită, întâmpină liniștiți experiența morții. Vindecă rănile trecutului și înmulțesc pâinea, nu cozile la pâine. Dragă Mihai, bine spus, te rog. Mulțumesc tare mult, domnule profesor, ucenici, părinți, dragi prieteni, mă bucur să fiu la Oradea, în Oradea Mare, care e mare și de vreme aveți gândul măreției în sufletul vostru. Au fost introduceri generoase, dar mă bucur în mod special să fiu așezat între un versant veterotestamentar, foarte bine rădăcinat în cultura profeților și, bineînțeles, celălalt versant heideggerian care se uită atent la ce înseamnă revelația și adevărul și scoaterea din starea de ascundere a ființei. Evident, sunt bucuros să fiu în fața dumneavoastră pentru că aici putem să dialogăm altfel decât într-un context cum va fi cel de din seara aceasta de la ora 18:30 la, înțeleg, Muzeul Crișurilor. Putem să dialogăm și academic și sper că ăsta e scopul principal pentru care ne-am strâns. Știu că mă aflu într-o instituție care are multiple binecuvântări. Văd că și a unui politician de talia lui Carol al II-lea, dacă ne uităm bine, acest om de stat care a făcut multe lucruri pentru cultură, pentru învățământ și care a făcut și greșeli ca orice alt om politic, rămâne cumva în memoria noastră colectivă. Mă bucur să fiu în fața noastră cu un enunț și cu un gând destul de precis pe care vreau să vi-l transmit legat de starea lumii de astăzi. Foarte pe scurt, dacă ne uităm la doar câțiva pași de
iertați-mi să spun București sau de Iași, în zona de est a Europei, vedem o prăbușire a unui întreg model. Nu doar vorbim despre catastrofa unui război, vorbim doar despre atrocitățile de la Mariupol, vorbim doar despre ceea ce se întâmplă pur și simplu cu omul de rând, care, iată, a devenit, într-un fel sau altul, nu, refugiat fără voie. Poate că și Iisus Hristos a fost un refugiat, dacă stăm și ne gândim la condiția Lui. Dincolo însă de catastrofa războiului, eu cred că noi suntem interpelați și suntem obligați să punem în discuție un model. Un model de creștinism care a sperat multe secole la rândul și chiar în ultimele decenii, lucrul acesta a fost evident la Moscova, că relația de simbioză de tip bizantin între puterea seculară și puterea religioasă poate să fie de bun augur. Această întâmplare pe care am trăit-o cu toții în ultimele săptămâni, această nefericită conjunctură în care mii și zeci de mii de oameni au murit pe de o parte și alte sute de mii sau milioane de oameni au luat calea bejeniei spre Occident, această, repet, situație dramatică umanitară, fără precedent poate în ultimii 30 de ani, poate chiar în ultimii 70 de ani, o situație care ne reamintește ce se întâmpla chiar aici la Oradea, prin anii 40, fie cu românii care trebuiau să plece spre Sibiu, pentru că aici a existat o ocupație partistă, fie cu evreii care au fost obligați să plece spre Auschwitz, această dislocare de proporții a unui mare contingent de oameni care n-au nicio vină alta decât de a se fi născut într-o patrie, patria lor, Ucraina, ne pune pe noi în situația de a ne gândi cum arată creștinismul viitorului. Pentru că este absolut evident și nu putem opăli această, repet, situație, solidaritatea între Kremlin, pe de-o parte, și Biserica Ortodoxă Rusă, pe de-altă parte, face rău imaginii creștinismului răsăritean. Face rău imaginii creștinismului ortodox. Slavă Domnului că Biserica Ortodoxă Română și alte biserici ortodoxe, evident, autocefale, s-au delimitat la timp de această violență, repet, fără precedent în ultimii 30, în ultimii 70 de ani, în Europa. Și probabil că mulți dintre voi vă gândiți cum mai poți apăra Ortodoxia sau care este chipul și portretul adevăratei credințe, credința biblică, credința apostolică, credința patristică, în condițiile în care ea a fost schimonosită și falsificată. Pentru a ajunge la un răspuns coerent, am încercat să recurg la lectura unor mari gânditori și, bine să spun, chiar a unor profeți, dacă nu fac profeți, măcar scriitori vizionari, precum Fyodor Mihailovici Dostoevski, care în secolul XIX a trebuit să răspundă el însuși la această întrebare, de ce spațiul adesea oriental suprimă libertatea individuală? De ce atât de des creștinismul este instrumentalizat și manipulat politic? De către un mare inchizitor, să spunem, sau de către un despot oarecare. Și așa ajungem, cred că știți cu toții, acest autor care a trăit între 1821 și 1881, fie la Moscova, fie la Petersburg, ajungem să citim în Frații Karamazov faimosul discurs al lui Ivan, care era ateu în excelență, care era necredinciosul, când m-am uitat la ateu, nu m-am gândit la noastră, da? M-am gândit la Heidegger, să știți. Nu îmi permit să judec, da? M-am gândit la Heidegger pentru că el, Heidegger, inițial trebuia să aibă o carieră de sacerdot. El a fost, practic, un student la teologie, la teologie catolică, care, dacă ar fi dorit, ar fi putut să devină și preot, dar s-a îndrăgostit de Elfriede, înainte de a o întâlni și pe Anna Arendt, dar Elfriede fiind, soția lui fiind luterană, lucrul ăsta nu a mai fost absolut deloc posibil și în felul ăsta viața lui Heidegger s-a schimbat din temelii. Dar revenind puțin la discuția despre ateism, spuneam că Ivan Karamazov, acest personaj din Dostoevski, din Frații Karamazov, imaginează situația pe care noi cred că astăzi ar trebui să o împrospătăm în contextul social de astăzi. Situația în care Iisus chiar revine. Știți, noi terminăm crezul de la Nicea în fiecare duminică, oarecum automatizați, spunem, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin? Dar noi nu prea suntem dornici, noi nu prea suntem dornici ca această revenire a lui Iisus Hristos să se producă, să se petreacă chiar în timpul vieții noastre. Nu prea avem entuziasmul celor care s-ar bucura de o reîntoarcere a lui Iisus,
nu prea avem această dorință și dragoste de a trăi pe cont propriu parusia, o stare de altfel pe care, repet, dacă citim Noul Testament, o descoperim la tot pasul, o stare de așteptare apocaliptică, o stare de bucurie legată de gândul întoarcerii lui Hristos, era mai degrabă o stare definitorie. Acum spuneam că în contextul în care Dostoevski trebuie să răspundă la problematica ateismului și a manipulării religiei de către politică, el scrie, bineînțeles, punând în gura lui Ivan Karamazov această parabolă, această legendă a Marelui Inchizitor și își imaginează că Iisus revine, nu oriunde, ci în Sevilla secolului XVI și anume revine într-un context în care oamenii, mulțimile, se strângeau această vecernie pentru a primi dezlegări, binecuvântări, mângâieri trupești și spirituale din partea unui înalt prelat care avea undeva la 90 de ani și care atunci când aude pașii foarte fin făcuți de Iisus pe caldarâmul catedralei, poate că o știți, catedrala din Sevilla este una dintre cele mai frumoase catedrale de tip baroc din întreaga Europa, tresare nedumerit și spune, tu ești? Tu ești oare cel pe care noi îl știm din Scripturi? Tu ești cel care ai oferit oamenilor mântuirea doar printr-o condiționare, anume prin îmbrățișarea prealabilă a libertății? Și începe un dialog foarte interesant în care, practic, Marele Inchizitor, care este imaginea autorității, nu doar religioasă, fiindcă ar fi destul de, zic eu, facil să confesionalizăm discursul și să spună că e doar o critică a catolicismului. Nu e asta ceea ce face Dostoevski acolo. Este mult mai mult decât atât. Este o critică a autoritarismului de orice fel, religios sau secular. Și acest cardinal, repet, uimit că Iisus Hristos revine pe pământ mai devreme decât noi l-am fi așteptat, deranjat de prezența celui care doar cu umbra sa poate să vindece o fată de 12 ani, acest cardinal, pur și simplu, îl ia la rost pe Mântuitorul nostru. Ironia pe care o puteți decripta cu toții fiind aceea că uneori ajungi să slujești într-o instituție care uită menirea, care își uită menirea și care uită care a fost profilul moral și spiritual al fondatorului ei. De aceea e foarte bine să există asemenea întâlniri, cum sunt aceste întâlniri provocate, convocate și de, părintele Viorel Popa și de profesorul Sorin Borza, pentru că aceste întâlniri ne pun în fața unor întrebări inaugurale. La ce bun universitatea? De ce ați stat cu mine de vorbă acum în loc să mergeți să faceți bani? Iată o întrebare. Pentru că nevoia de bani, de independență financiară, este o nevoie legitimă. Nu e ceva de care să ne rușinăm. Dacă vrei să-ți întemezi o familie, dacă vrei să ai doi copii sau trei, dacă vrei să-i hrănești și să-i duci și pe ei la școală, ai nevoie de resurse financiare. Deci de ce ai face acest ocol prin viață, trecând pe la universitate, chiar și Universitatea din Oradea, care iată înflorește sub ochii noștri și ne bucurăm de asta? Pentru ca să ne punem întrebările, spuneam, inaugurale ale civilizației occidentale sau ale civilizației noastre. Iar întrebarea cu privire la rostul bisericii, uneori, este uitată chiar de către slujitorii ei. Ceea ce mă aduce cu gândul la cuvântul părintelui Benedict Iuș, care a fost membru al Mișcării Rugului Aprins, care spunea că cea mai mare persecuție la adresa bisericii este nevrednicia slujitorilor ei. Și când spun asta, nu o spun din afară. O spun din interior, ca laic, uneori mă simt nevrednic de această chemare, inclusiv la preoția universală, pe care, într-un fel sau altul, biserica o face. Deci cardinalul era în situația în care uitase întrebarea cea din tâi. Și dragostea cea din tâi. Heidegger are același demers. În întreaga sa filozofie îl spune, practic în toate etapele de evoluție a gândirii heideggeriene, vedem că critica principală pe care el o aduce devenirii scolastice, academice, a cugetului filosofic în Europa Occidentală, principala acuzație este că Europa Occidentală a uitat meditația presocratică. Întrebarea cu privire la ființă. Și ne-am axat pe chestiuni secundare. Cum ar fi preocuparea lui Karl Marx? Știți că și astăzi, dacă intrați în Universitatea din Berlin, primul lucru care te întâmpină când intri în Universitatea din Berlin este acel pasaj din Karl Marx. Filozofii au studiat unde a ajuns lumea, e timpul să o schimbe. Și Heidegger vine și zice, vas de doide. Ce înseamnă lume? Ce înseamnă lume? Pentru că există lumea operei de artă. E foarte diferită de lumea pe care
vor politicienii de pildă să o schimbe. Și revenind puțin la cele spuse înainte, așa cum unoară Heidegger spune, acuză întreaga filozofie europeană că a uitat întrebarea cu privire la ființă, de ce mai degrabă ceva decât nimic, până la urmă, de ce avem acest dar al ființei primit fără niciun merit individual? De ce ne-am trezit pe acest pământ? Și știți, viața e scurtă chiar și în cea mai lungă variantă ei. Această întrebare cu privire la ființă pe care filozofia a uitat-o, căzând în păcatul utilitarismului, da? Al marxismului, al socialismului, al ideologiilor de tot felul, o să includ chiar și ecologismul și feminismul, dacă nu vă supărați prea tare pe mine. Așa cum, repet, filozofii uită uneori de unde au plecat cugetul original al lui Parmenide sau Heraclit, și teologii, și înțeleg că am teologi în față, eu sunt teologul, dumneavoastră sunteți teologii, și teologii uită menirea instituției divino-umane pe care Hristos a fondat-o în cazul nostru biserică. Și ironia pe care Dostoievski o adresează cardinalului este o ironie care ni se adresează și nouă. Evident, ar putea spune, în primul rând, Patriarhului Kiril și probabil Vladimir Putin, dar nouă tuturor. Anume, nu cumva, și asta este întrebarea și interogația lui Dostoievski pe care vreau să o actualizez în fața dumneavoastră, nu cumva am uitat că în mod fundamental creștinismul ne-a chemat la libertate? Zice Apostolul Pavel, explicit, în cred că scrisoarea către Galateni, ați fost chemați la libertate. Și sigur că apoi adaugă, nu o libertate care să bagiugurească trupul, nu o libertate care să cadă în păcatul irresponsabilității. Dar ați fost chemați la libertate. Promisiunea aceasta pe care creștinismul a făcut-o revoluționară în toate datele, inclusiv sociale și psihologice, nu mai spun cele spirituale, nu mi se pare că astăzi mai este înțeleasă. Dacă te duce, probabil, să stai de vorbă chiar și cu un teolog eminent precum Ilarion Alfev, mâna dreaptă a lui Kiril, cu care eu am avut privilegiul să stau de vorbă la Oxford sau la Londra, fiindcă facem parte cumva din același cerc de prieteni, el a fost ucenicul lui Gabriel Bunge, cânta la pian Johann Sebastian Bach, vorbesc despre mâna dreaptă a lui Kiril, ca să înțelegeți despre cine vorbim. Un expert în Isaac Sirul, un mare cunoscător al patrologiei grecești, un fabulos gânditor, dacă i-aș spune că principala chemare a creștinismului adresată tuturor oamenilor, evrei și dintre neamuri deopotrivă luați, că această principală chemare este o chemare la libertate, probabil ei ar fi șocați. Și acum vreau să explicitez ceea ce și Dostoievski, dar și Apostolul Pavel spune. Dostoievski ne spune așa. Cardinalul, în fața lui Iisus, decide că principala greșeală a Mântuitorului a fost aceea de a nu ține cont de degradarea și căderea absolută a naturii umane. Și zice cardinalul către Iisus, nu știi tu oare că până la libertate noi avem nevoie de mâncare și de securitate? Nu știi tu că oamenii vor spectacol, show, divertisment și în niciun caz nu vor această aventură spre necunoscut? Nu știi tu oare, și sigur cu asta el face aluzie la cele trei ispitiri ale Mântuitorului în pustia Carantaniei, că oamenii își doresc mai degrabă puterea și exercițiul crud și nu al autorității în locul iubirii? Iisuse, ai greșit. Ai venit cu o evanghelie prea subtilă, prea sofisticată, mult prea pretențioasă, prea exigentă. Lasă-ne pe noi să ne ocupăm de mulțime, de turmă, de popor. Noi știm să facem lucrurile acestea. Am creat asistența socială, am creat departamente care să se ocupe de fiecare problemă în parte. Orice putem discuta cu poporul, cu oamenii, dar nu despre libertate și nu despre iubire și nu despre Dumnezeu. Această perspectivă înfricoșătoare prin care o instituție, în cazul nostru, în cazul lui Dostoievski, vreau să spun biserica, dar în cazul nostru poate fi un stat secular. Perspectiva în care un stat secular vine și îți spune în secolul 21 că nu mai e nevoie de credință, nu mai e nevoie de revelație, că nu mai e nevoie de prospețimea Evangheliei, fiindcă noi aici avem grijă de absolut tot și că am putut mai mult decât atât să evacuăm din panoplia de nevoi a omului nevoia de sacru, această perspectivă mi se pare, sincer să fiu,
înfricoșătoare. Și vreau să fiu și mai explicit, poate nu s-a înțeles. Repet pentru toată lumea. Gândul că toată viața noastră se va reduce la un consum de materialitate și, de asemenea, perspectiva unei vieți în care întrebarea cu privire la bine, adevăr și frumos dispare de pe radarul unei existențe cotidiene, acest gând pe mine mă înfricoșează. Știți de ce? Pentru că o umanitate care încetează să-și mai pună întrebarea cu privire la ființa lucrurilor, cu privire la libertatea la care am fost chemați de Iisus, cu privire la bine, adevăr și frumos, o asemenea umanitate, un asemenea tip de existență, după părerea mea, este iremediabil compromisă și redusă la statutul de animalitate. Și poate fi manipulată? Moment în care, dacă sigur ai decăzut și ai regresat în postura de animal, plin de frici, irațional, incapabil să articuleze întrebări atunci, sigur că devii un atom, da? Într-o mișcare mai mult sau mai puțin browniană, care este și dirijată sau teleghidată eventual prin aceste instrumente care sunt niște extensii ale unor terminale internet și soarta noastră este deja pecetuită. Faptul absolut extraordinar pe care îl poți descoperi în anii studenției. Oportunitatea imensă pe care dumneavoastră o aveți, foarte puțin timp, de fapt, v-a mai rămas să puneți aceste întrebări, este să vă redescoperiți până la urmă, iertați-mă, invisibilul resort al propriei umanități. Vreți să repet? Repet. Oportunitatea incredibilă pe care o aveți în acești ani de studenție, mai ales atunci când vă axați pe studiul disciplinelor umaniste, este să descoperiți fundamentala diferență între animalitate și chipul divin din om. Și cred că asta este, de fapt, miza atât a teologiei cât și a filozofiei. Cum facem lucrul acesta? Prin studiul textelor. Cum facem lucrul acesta? Prin reflectarea asupra evenimentelor cotidiene sau proxime, cum ar fi inclusiv un război absolut dramatic. Sigur că pe lângă acest război putem face apel și la alte realități la fel de dureroase. În Shanghai, la ora la care noi vorbim, avem de-a face cu un experiment în masă de control al populației fără precedent. 20 de milioane de oameni sunt obligați să asculte de comenzile unor gardieni. E mult mai rău decât în Republica lui Platon. Ca să fiu un pic ironic. Dacă vrei să vezi iadul, du-te în Shanghai, astăzi. E un iad al birocraților. Dacă vreți să vedeți cum arată o viață fără sens, o viață supusă dictatului puterii, mergeți în China comunistă. De ce eu n-am putut să merg în Tibet? Nu? Nici Dalai Lama nu se simte prea bine. Pentru că totuși a trebuit să se întâlnească cu Xi Jinping și știm cine a câștigat bătălia. Ei, pe lângă acest iad al birocraților comuniști, avem și iadul războiului fratricid din Mariupol, din Donbas, din estul Ucrainei, dar avem și un alt iad pe care l-am întâlnit acum în turneul meu nord-american. N-ați spus că am fost și în Vancouver și în Portland. De ce spun de Portland? Fiindcă Portland este patria mișcării Antifa, BLM, Black Lives Matter. Și dacă nu știți, vă reamintesc că acum 2 ani de zile aceste statui ale unor părinți fondatori ai Americii au fost dărâmate, distruse, au fost supuse vandalizării de barbarii care îmbracă hainele astăzi activismului civic și social. Dacă statuia lui Jefferson a fost dărâmată, dacă s-au, iertați-mă, vă rog să-mi iertați, dar o să spun, dacă unii au urinat pe statuia lui Winston Churchill, este pentru că s-a pierdut noțiunea de umanitate și de umanoare. Și pentru că probabil cei mai mulți dintre cei care fac asta n-au trecut prin acest templu al cunoașterii, care este biblioteca. Biblioteca de la Oradea, biblioteca de la Sorbona, unde prietenul meu, Ovidiu Sferlea, a reușit să petreacă ani buni străluciți din perspectiva cercetării patristice, biblioteca de la King's College, biblioteca, de ce nu, de la Washington Library of Congress. Este ceea ce pe noi ne-a făcut să devenim ființe reflexive. Și omul educat are această capacitate extraordinară despre care vorbea Constantin Noica. Să întârzie puțin graba cu care alții
îmbrățișează și proclamă soluția. Eventual chiar soluția finală. Secolul 20 ne-a demonstrat ce înseamnă barbaria. Secolul 21 nu a început pe roza. Și avem în fața noastră această sarcină fundamentală, elementară, de a pune întrebările care nu se mai pun. Ce este fericire? E o întrebare pe care o pot spune, iertați-mă, și la o șaorma cu prietenii, după post, evident. E o întrebare pe care merită să o pui chiar și mamei tale, chiar și bunicii tale. Filozofia are această fertilitate, capacitatea de a da răspunsuri la întrebările pe care copiii le pun chiar la 4 sau 5 ani. Teologia nu e departe din acest punct de vedere de pasiunea filozofiei pentru logos, dacă teologia este una cu adevărat întemeiată în revelație și în Scriptură. Deci vin în fața voastră să vă fac această invitație cordială. Bucurați-vă de timpul care v-a fost dat. Annie Bentoiu, o scriitoare interbelică, a scris și o carte extraordinară cu acest titlu, mă urmărește. Timpul care ni s-a dat. Știți că lucrul ăsta e valabil cam pentru toate experiențele fundamentale. Pentru experiența cunoașterii. E un timp care ți s-a dat. Să citești, să studiezi, să înveți o limbă străină. Dar experiența este valabilă și în alt câmp, cum ar fi câmpul amoros. E un timp al iubirii, pe care dacă nu îl trăiești, așa cum se cuvine, al îndrăgostirii, al poeziei, s-ar putea ca niciodată să nu te mai poți întoarce în acea secundă de inocență pe care poezia, măcar al lui Nichita Stănescu, o evocă. Deci există un timp care ți se dă ție, prietene, oricare ar fi, din ultimul rând și până în primul rând, e un timp care ți s-a dat. Bucură-te de el. Folosește-l. Nu-l irosi. Tinerețea vine cu niște daruri extraordinare pe care eu încep să le invidiez. Noi doi care încărunțim în ritm galopan, știm că atunci când ai în față tinere 20-25 de ani, e aproape imposibil să ne invidieze. Este o sfântă invidie pe care Dumnezeu cred că o îngăduie, fiindcă ne uităm la voi și ne gândim că acest răgaz și cuvântul schole în limba greacă, asta înseamnă. E un răgaz, un timp privilegiat care vi s-a dat prin împrejurări sociale sau familiale. Părinții au fost de acord ca voi să veniți la facultate sau la universitate. Situația materială încă vă permite acest lucru. Dar să știți că acest timp nu este dat oricui. Sunt oameni care s-au născut în comunism în anii 48-49, deci în primii ani de comunism. Am avut un asemenea mentor în persoana unui biro, unui mare, iertați-mă, boier. În niciun caz birocrat, deci un mare boier pe numele său Radu Miclescu. Și care mi-a spus, Mihai, toată viața mea am dorit să fiu arhitect, dar Bodnăraș, care era responsabil pentru învățământ în perioada comunistă, nu mi-a permis. De ce? Dosarul meu social nu era unul care să mă recomande. Mai precis, împreună cu Răzvan Teodorescu, care era colegul său de școală din București, prietenul meu, Radu Miclescu, a trebuit să aștepte încă câțiva ani până când i s-a dat voie să meargă la facultate. N-ați realizat ce vă spun. Oameni de o inteligență nativă excepțională n-au avut dreptul să meargă la școală. Oameni foarte înzestrați au fost arestați pentru că au citit inclusiv frații Karamazov, Cioran sau Eliade. E cazul lui Tinu Pilat, care abia ajunsese să fie asistentul lui George Călinescu, spun povestea în vârstele iubirii, și care după ce a dat naștere, nu, că soția lui au conceput acest copil minunat în persoana Monica Pilat, acest Tinu Pilat s-a trezit cu duba neagră a securității în fața casei, arestându-l pentru simplu fapt că își permisese luxul, vorbesc de mâna dreaptă a lui George Călinescu de la Facultatea de Litere a Universității București, acest om își permisese luxul să comenteze împreună cu Nicu Steinhardt evenimentele de la Budapesta din 1956. Și așa s-a născut lotul noi ca Pilat. Deci dumneavoastră sunteți în posesia unui dar imens. Timpul pe care Apostolul spune că trebuie să îl răscumpărăm. Să-l răscumpărăm. Vedeți? E o diferență între Benjamin Franklin, care a spus time is money, și Apostolul Pavel, care spune că timpul trebuie răscumpărat. Ce înseamnă să răscumperi vremea? Ce înseamnă să răscumperi vremea?
Vă ajut. Iisus spune că împărăția lui Dumnezeu se asemuie sau se aseamănă unui negustor care găsind o perlă sau un mărgăritar, ce face? Vinde totul ca să o achiziționeze, ca să o aibă, ca să o cumpere. Nu știu, poate mi se pare că vorbesc în doli, dar o să fiu și mai explicit. Ce ai scris? Vreau să aterizez. Da? Sunt prea sus. Ok. Vreau să fiu și mai precis. Când un prieten mi-a bătut la ușă și aveam 18 ani și trebuia să mă întâlnesc cu fratele meu Florin, numai că el era la filozofie cu un an înainte la Ploiești, eu trebuia să merg la Deva, da? La examenul național. Da, de la Olimpiada Națională. Și prietenul meu mi-a zis, vine formația celelalte cuvinte în Arad. E concert. Știa că iubesc muzica celor de la celelalte cuvinte. Nu vrei să vii și tu? Eu i-am spus, celelalte cuvinte sunt în bibliotecă la mine. Îmi pare rău, astăzi nu pot. Da? Am stat mai mult în bibliotecă decât în discotecă. Am înțeles că răscumpărarea vremii, pentru mine cel puțin la 18 ani, și vreau să notați, eventual chiar cu un stilou, că e inventat de Petrache Poenar, da? Era român. Un stilou mic face cât o memorie mare. Vă rog, notați mental dacă nu scriți, da? Ce vreau să vă spun este că din perspectiva timpului, din perspectiva darului pe care îl primești, trebuie să spui de foarte multe ori nu la lucruri mici pentru un da mare, la o chemare mare în Oradea mare. Vreți să repet? Deci pentru un lucru mare, pentru o chemare înaltă, pentru o experiență de neuitat, trebuie să spui nu de foarte multe ori la chestiuni mici. Regret că nu m-am dus la celelalte cuvinte astăzi. Nu, nu în mod deosebit. Sigur, îi putem asculta și pe CD. Dar experiențe de acest fel vă propun vouă să intrați într-un ritm, probabil că ascetic, ăsta este cuvântul, într-un ritm care cu adevărat să vă dea satisfacție. Și satisfacție de a spune nu mulțumesc, cu politețe, nu mulțumesc multor invitații care vi se fac. Eu, de pildă, primesc foarte multe invitații în ultima vreme pe Facebook să dau like. Apropo, are cineva Facebook între voi? Cine? Eu sunt printre păcătoși care ar... Da, Instagram. Are cineva? Instagram. Ok. Și ultima, e timpul spovedanii. Pot? Sigur. Mă întorc cu spatele dacă trebuie, da? Are cineva între voi TikTok? TikTok, părinte, păcatele s-au schimbat. Terminați cu doarea fei. Începeți la spovedanie. Spovedanie. TikTok ai? Te lepezi de Satana și de toate particulile lui. TikTok, Instagram. Bun. Deci, oameni buni, am zis să dai un nu unor invitații mărunte pentru a spune da unor chemări înalte. Și o chemare înaltă a unui student la teologie, la științe politice. De unde mai sunteți? La filozofie. De unde mai sunteți? La istorie. La medicină. Drept? Foarte bine. Suntem pe urmele lui Faust. Deci, sau ale lui Goethe. Deci, o chemare fundamentală a unui student la toate aceste materii este să spună nu invitațiilor mărunte, inclusiv pentru un like, ca să ajungă să spună da unor chemări intime. Până să ajungi, poate să auzi chemarea lui Dumnezeu și ar merita să o mai redescoperim în Sfintele Scripturi, sigur că ai și o chemare a propriei tale conștiințe. Știi că te-a înzestrat Dumnezeu cu niște daruri. Și că trebuie să faci ceva cu ele. Mai mult, că e o poruncă să le înmulțești. Talanții trebuie și înmulțiți. Trebuie! Nu că ar fi bine să, ci trebuie. Și duhovnici, remarcabil, au spus că vom fi judecați nu pentru păcatele comise, ci pentru virtuțile omise. Vreți să repet? Aveți memorie bună. Deci, studenții au aici la Oradea o memorie extraordinară. Așa este.
vom fi judecați. Nu pentru păcatele comise, care sigur că sunt împovărătoare și trebuie spovedite, dar lucrurile pe care nu le-ai făcut când ai fi putut să le faci, te vor însoți ca un regret. Și să știți că uneori drumul către paradis se pierde prin labirintul regretelor. Am un prieten, și este un avantaj când călătorești, să faci prieteni peste tot în lume, care este avocat, într-adevăr, în Seattle, orașului Kurt Cobain, am voie să spun pe astea, de la Nirvana, orașului Jeff Bezos, orașului Bill Gates și al multor altor globaliști, dar prietenul meu, avocat, mi-a spus: Mihai, uite, am o situație specială, zice, foarte mulți oameni bogați pe care eu îi întâlnesc la finele vieții vin să-mi spună: domnule avocat, ajutați-mă să fac o fundație, ca să vedeți ce probleme au unii, da? Am 20 de milioane de euro sau de dolari în cont, nu știu ce să fac cu ei, mai am 3 ani de trăit, ajutați-mă să identific o nevoie în societate ca să, nu știu, deservesc și eu niște oameni care au probleme, etc., etc., etc. Și el, sigur, îl ajută să facă fundația, să găsească programe și așa mai departe. La întrebarea pe care avocatul meu o pune, în general, acestor oameni foarte bogați, răspunsul inevitabil și foarte previzibil este același. Ce regrete, întreabă prietenul meu avocat, acești oameni bogați, ce regrete te însoțesc acum la pus de soare? Și răspunsul, în general, al oamenilor bogați este: regretul cel mai mare e că am neglijat educația, regretul cel mai mare este că am neglijat relația cu cei din jurul meu. Niciodată nu vin acești oameni foarte bogați să spună: regretul meu este că n-am făcut încă un milion. Da? În schimb, regretul lor este absolut real. N-am știut să am grijă de soția mea, n-am știut să am grijă de copiii mei, n-am știut să am grijă de relațiile fundamentale de prietenie pe care le-am dezvoltat în tinerețe și mai mult decât atât, am neglijat, ce credeți? Educația. Mi-ar fi plăcut să știu mai multe. Mi-ar fi plăcut să ajung la Roma și să înțeleg mai bine catacombele sau bisericile paleocreștine. Mi-ar fi plăcut să pot fi la Florența și să înțeleg mai bine discursul artistic al renașcentiștilor. Mi-ar fi plăcut mai bine să înțeleg, eu știu, cinematografia lui Tarkovski. Toate aceste elemente care te fac, revin, te fac pe tine om, spre deosebire de toate celelalte fiare, mai mult sau mai puțin înconjurătoare. Am încheiat această prezentare în fața dumneavoastră cu o reflecție asupra regretelor. Pentru că aș vrea să știți și peste 20 de ani și peste 40 de ani că într-o zi de primăvară a venit în fața voastră un scriitor rebel care v-a vorbit și despre Dostoievski la rândul său, un scriitor de geniu, nu în cazul lui chiar vorbit despre genialitate, și care v-a vorbit despre întrebările cardinale care marchează diferența specifică și unor genul proxim între noi și toate celelalte mamifere. Aș vrea să mai știți la finalul acestei intervenții pe care mi-am propus-o în această după-amiază că nimic nu îmbogățește o conversație, o întâlnire cu un om de o vârstă sau de alta, decât capacitatea dumneavoastră, a fiecăruia în parte, de a întreține acea conversație cu remarci, cu reflecții, cu trimiteri semnificative. Iar cea mai profundă întrebare pe care teologia o pune, și cu asta închei inevitabil și printr-o trimitere, este întrebarea lui Iisus către discipoli. Dacă întrebarea filozofiei este de ce mai degrabă ceva decât nimic, și dacă la această întrebare e bine să răspundem recitind clasicii, presocraticii, Platon, Aristotel, în cazul teologiei, întrebarea este personalizată. Așa cum știu că vouă vă plac interacțiunile personalizate, nu generice. Și cel care pune această întrebare are pretenția în Sfintele Scripturi să spună despre el un lucru fenomenal. Și acesta este Iisus Hristos, care zice despre sine: înainte de Avram, eu sunt. Ego in me. Mai mult, cu trimitere la Exod 3 cu 14, fără să intrăm în metafizica Exodului, eu sunt cel ce sunt, e numele descoperit de Dumnezeu lui Moise. Și acesta, care
Știm că e mărturisit de crezul bisericii ca fiind lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Acesta, pe numele său Iisus și cu titlul mesianic de Hristos, acesta s-a apropiat de niște oameni simpli albinte, adică de niște pescari. S-a apropiat de Petru, de Andrei și de ceilalți. Și le-a zis, cine spuneți voi că sunt eu? Asta e întrebarea teologiei. Asta e întrebarea uitată de cardinalul din Sevilla. Și poate chiar de patriarhul Kiril. E întrebarea care reprezintă firul roșu al reflecției creștine, al gândirii dogmatice, al exegezei, al hermeneutici biblice. Cine ziceți că sunt eu? Cine ziceți voi că sunt eu? E întrebarea care devine o interpelare și la adresa culturii noastre contemporane. Pentru că diseară o să putem vorbi mai mult despre asta. Vă spun doar în câteva cuvinte că lumea modernă, începând cu un David Francis, uitat astăzi, un unitarian din Cluj, continuând prin Isaac Newton, autorul faimoasei Principia Matematica, și ajungând până la chiar, de ce nu, Lev Tolstoi, în secolul XIX, fără să ocolesc aici școala protestantă germană de teologie berlineză sau nu, pentru că l-am în minte când vă spun lucrurile astea și pe, de ce nu, un redactor al vieții lui Iisus dintr-o perspectivă eminamente umanistă, poate chiar ateie, David Strauss, îl am în minte și pe Adolf von Harnack, care a scris istoria Bisericii Primare și care la întrebarea ce este esența creștinismului a redus creștinismul la o etică. Mesajul pe care vreau să vi-l transmit este că în ultimele secole și mai ales în ultimele decenii, lumea occidentală a redus definiția biblică și patristică a lui Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu, ca lumină din lumină Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, la statutul omenesc preomenesc de predicator itinerant prin Palestina. Gabriel Liceanu spune chiar statutul de palestinian tuciuriu. Nu știu ce ar simți nevoia să aibă și o conotație rasistă. După cum, dacă veți urmări în următoarele săptămâni sau chiar următoarele zile pe diferite posturi Netflix, National Geographic, veți vedea că reducția aceasta antropologică a revelației cristice continuă prin prezentarea lui Iisus ca taumatur, ca superstar sau supra-om, în niciun caz, în următoarele zile nu veți vedea pe aceste posturi occidentale o prezentare a lui Iisus așa cum biserica se încăpățânează de 2000 de ani să-L proclame și să-L prezinte pe Iisus Hristos ca om adevărat și Dumnezeu adevărat. Deci, între pleiada de întrebări cu care trebuie să aveți o intimă relație în zilele și săptămânile și în anii care vin, fiindcă sunteți studenți, deci studenții studiază, pe lângă întrebarea filozofilor, de ce mai degrabă ceva decât nimic, sau altfel spus mai pedestru, de ce exist eu pe acest pământ? Vă rog să meditați, măcar pentru că vine Paștele, măcar pentru că Iisus Hristos în câteva zile se prezintă în fața lui Pilat și el, un sceptic cu întrebări filozofice, ce este adevărul, una dintre ele. Și vă rog, dacă se poate, pe cont propriu, fără să luați de la alții, să căutați să formulați răspunsul dumneavoastră personal. Pentru tine personal. Cine este Iisus Hristos? Poate Iisus Hristos este pentru tine și Cel care a tămăduit bolnavii în Sfintele Evanghelii, și Cel care l-a întors pe Pavel din drumul către Damasc, cu privirea spre întreaga Mediterană pe care a evanghelizat-o. Poate Iisus Hristos este și Cel care l-a făcut pe retorul vanitos Augustin din Hipona să devină un episcop veritabil al Africii de Nord. Poate pentru tine Iisus Hristos este Cel care a făcut-o pe Sonia prostituată din crimă și pedeapsă să citească învierea lui Lazar și să-l ducă pe Raskolnikov pe drumul către credință. Poate pentru tine personal Iisus Hristos este și Cel care l-a făcut pe
iată, Nicolae Steinhardt, un veritabil apostol al închisorilor comuniste, atât de entuziasmat de primirea acestui har special, încât un Steinhardt, în infernul sau în iadul de la Gherla și Aiud, a putut să redacteze minte mai întâi un jurnal al fericirii. Și dacă toate aceste forme de atingere, ungere și transformare a unor vieți particulare te vor convinge că acest Iisus al nostru este și un Iisus al tău, eu personal o să fiu extrem de recunoscător și vreau să vă mulțumesc pentru asta.